Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Becky? Noi astăzi vom arăta ce cadouri eu am primit de la iepurașul de Paște. Wow! Ai primit cadouri de la iepurașul de Paște? Da. Asta ce înseamnă? Că ai fost cu minte? Da. Da? Copii, să ne scrieți în comentarii dacă ați primit și voi cadouri de la iepurașul de Paște. Sunt cam deosebite la mine. Sunt deosebite, da? Haideți să vedem primul tău cadou. Arată-l. Tot ca de Paște. Ouă! Numai ouă. Că Kinder. Nu Kinder, Milka. Milka. Și este cu ciocolată și ceva cremă înăuntru și îl iei cu lingurița și este lăsată de ouă. Wow. Doar că violet, pentru că așa e la Milka. Am înțeles. Super! Să despachetăm să vă arătăm că și eu sunt nerăbdătoare. Prima dată când am așa niște ouă. Mhm. Vezi, dacă e puraș de Paște, totuși ți-a adus ouă, da? Ouă, pentru dar ouă deosebite. Mai am un odor că tot deosebit, dar nu fiți de asta. Aștept. Wow, ambalajul chiar parcă e de la ouă, da? Doar că e mult. Wow, cum se deschide? Poți? Oh, da. Wow! Are și lingură! Ce drăguț! Sunt niște ouășoare și ouășoarele sunt împachetate. Da, ca niște băcuțe. Băcuțe. Da? Nu erau albi, negru, violet și galben și aici și da. Niște pătrățele. Păi sunt pătate ca văcuța Milka. Da? Da, văcuța aici, de la Milka. Aici se puneau lingura și aici cu lingura era blocat pe aici. Am înțeles, de asta nu puteai să deschizi. Și ce interesant că pe ambalaj i-a arătat că aceste ouășoare le putem pune chiar în chestii de astea de la ouă. Wow, numai că a noastră este prea mare, da? Și mănânci. Uite cum. Aha, super. Și el e plin cu ceva alb, probabil cu ciocolată albă. La soroarea mea, Laura, a zis că e ceva cu lăptic, cu fel de miez. Am înțeles. O să mănânci deja pe urmă, nu în fața copiilor. Hai să arătăm a doua surpriză care ai primit-o de la iepuraș. Tot deosebită. Un Kinder Maxi, tot ou. Tot ou, dar e de Paște. La mine chiar e de ou. De Paște, pentru că are un iepuraș. Iubește să nu ce sunt. Hai să vedem. Wow! De, e așa și așa, pentru că are și un așa și așa. E o capsulă uriașă și este de două culori. Super! Deci nu se știe ce va fi înăuntru, e, nu e? De nu colecție sau nu e din colecție? Dar poate și toate sunt din colecție, nu știu. E din colecție! E din colecție, e știu? E mașa! E mașa! Wow, mașa pictoriță! Hai! În scăpatul și aici are un fel de din ăsta. Mai trebuie să aibă ceva. Oh, cartonașul care se pune aici. Și tu ai mai văzut așa fel de mașa. Știi ce este ea, da? Da, e pictoriță. E pictoriță, dar mi se pare că se transformă într-o carioacă. Deschide-o. Vrei să mă ajuți? E mai puțin din ăsta care să se deschidă. Și lui Betty i s-a nimerit o jucărie din seria Mașa și Ursul, da? Da. Hai să vedem care e Mașa. Mașa pictoriță. După cum vedem, aceasta este Mașa și aici ea ceva pictează, se da? Se pictează pe ea, numai că eu l-am pus pe urs. Aici ai parte ursul. Și pe cealaltă parte o ai pe Mașa. Tu ai ales să colorezi ursul, da? Pentru a aș putea să-i fac limbuța și încă chestii la ureche. Aha, hai fai. Ce interesant, copii, că Mașa aceasta este și carioacă. Da? Să-l colorez? Da, colorează. Un pic cam se depăsește, pentru că e cam subțire și eu. Am înțeles, ține cam greu, da? Da. Hai fai de arculița, bine? Și
să mai vedem încă o dată pe Mașa, mai îndeaptă mai pe tot și faci și chestiile alea, da? Da. Bine. Bravo. Acum pun pe Mașa la loc. Eu îi mai pictam și nasul. Pe urmă o să pictezi, da? Așa se pune. Ia? Hai să vedem pe Mașa. Așa sau așa. Și uitați-vă, copii, cum arată Mașa mai îndeaproape. Ea este destul de bucuroasă. După cum vedem, ea stă pe o buturugă, da? Și alături, aici, are chestia asta pentru pictori. Noi nu știm cum îi se zice la ea în română. În rusă îi zicem molbert. În română nu știm, dar sunt sigură că copiii ne vor scrie în comentarii cum se zice la această chestie și în română. Și deja o să cunoaștem și noi, da? Eu nu prea o folosesc și de asta nu știu. Da, noi n-am folosit niciodată și nu știm. Dar sunt sigură că mulți abonați de-ai tăi au folosit-o și știu cum se numește. Și astea sunt surprizele pe care le-a primit Betty de la iepurașul de Paște. Și ce mi-ai observat tu, Betty, acolo? Că astea sunt două, se despart. Ce astea? Lingurițele ai în vedere, da? Sunt două lingurițe. Deci e comod să cumpărați așa un set pentru doi copii, da? Da, pentru doi copii asta. Și oricum puteți să-l împărțiți, doi la un copil și doi la alt copil. Corect. Deoarece patru la un copil e cam multișor. Da. Copii. Și cum să mănânce cu două linguri? Asta e întrebarea bună. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă la voi a fost iepurașul de Paște și ce v-a adus. Și dacă v-a plăcut video-ul nostru. Puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube. La canalul Betty Club, adică acesta. La canalul Betica, unde Betty vorbește doar ea singură, da? Și la canalul Dreamziki, pe care noi postăm doar povești. Pa, pa! Pa, pa!